Rebirth Island, cea mai populară hartă din istoria Warzone-ului. Harta care pur și simplu a salvat Warzone atunci când a apărut harta nouă Caldera și nimeni nu a putut să mai joace harta aia pentru că a fost absolut oribilă. Chiar și o persoană care nu juca foarte mult Caldera și care a spus că nu o să joc niciodată Rebirth, am ajuns să mă joc Rebirth zilnic pentru că harta era sub orice critică. Harta pe care putea să intre absolut oricine, că ești jucător casual sau că vrei să fii suet, să faci foarte multe kill-uri. Puteai să intri serios și merge 10-15 minute în care să nu fii stresat, e spawn mod, poți să faci multe kill-uri, meci rapide, foarte multe acțiune și nu trebuia să pierzi o jumătate de oră în care te joci un meci pe harta mare și să fii campat de un player după ce ai luptat toată harta. E bine, oficial la evenimentul Call of Duty Next a fost anunțat că vom primi din nou Rebirth Island și Fortune Skip în 2024, mai este la începutul anului 2024, atunci când va fi cel mai probabil lansat sezonul 2. Prima dată a fost anunțat că vom primi Fortune Skip, urmând ca apoi să apară și Rebirth Island, care o să fie prin rotație, deci nu o să fie amândouă, exact așa cum avem acum cu Ashika Island și cu Vondel, așa o să fie și cu Rebirth Island și cu Fortune Skip, ceea ce e foarte bine, pentru că avem și harta asta nouă, Urzic Insta, care arată foarte bine și trebuie să vă gândiți că acum cu schimbările astea de movement și faptul că a fost jocul mult mai rapid, cred că o să se miște foarte bine pe Rebirth. Într-adevăr, o să fie experiență diferită pentru că este un joc total nou, nu mai este Warzone 1, dar sunt mai mult ca sigur că o să fie foarte bine și abia aștept să fie lansată din nou harta. Așa că în clipul de astăzi, ca să ne reamândim cum erau meciurile pe Rebirth, am ales un gameplay în care a fost 30 de kill-uri la coadă. O să ne uităm la gameplay ăsta, o să reacționăm și o să vorbim puțin și de noutățile care sunt acum legate de Warzone 3, de modul MFT și tot ceea ce va urma. Bineînțeles, să mai fac multe clipuri. Dacă sunteți noi aici, bineînțeles, nu uitați să vă abonați canalului. Lăsați un like dacă apreciați contentul și nu uitați că sunt aproape zilnic live aici pe canal. De asemenea, nu uitați dacă sunteți jucători de controller că toată luna octombrie aveți reducere 50 de euro dacă faceți cumpărături de 200 de euro pe aimcontrollers.com și plus puteți folosi codul meu de reducere TDR ca să aveți un discount de 10% pentru orice controller sau orice cumpărături acolo pe site-ul lor. Mai ales acum cu reîntoarcerea Sly Cancelling-ului și Move mult mai rapid, mai mult ca sigur să aveți nevoie de un controller de genul cu padele pe spate ca să puteți face Sly Cancel mult mai ușor și să puteți să săriți în timp ce trageți, să puteți să faceți multe alte chestii pe care cel mai probabil nu puteți să le faceți cu controlul normal, pentru că e destul de greu și trebuie să jucați într-un alt mod. Hai, să vedem. Mamă, jucam cu Găbiță, cu Cătă și cu Mickey. Da, astea erau meciurile cu moderatorii și cu chat-ul, dacă nu mă înșel atunci pe era aia. Mamă, era skin-ul ăla cu pelerina aia. Îți intra parcă pelerina în față, dacă nu mă înșel, nu? Nu era? Bro, what? Bro. Bro. Mamă, deci Nikita, deci armele în general nu au recul în Warzone, dar asta e gen wow, bro. What the fuck? MP40, bro, wow. Mamă, ce armă, jur. MP40-ul personal, bine, și MP5-ul a fost foarte, foarte șmeche, nu mă înțelegi greșit, dar MP40-ul pentru mine e SMG-ul favorit, sincer. Chiar Armaghera iarăși foarte mult plăcut, dar MP40-ul a fost SMG-ul meu favorit. Rău skin-ul, nice. A, Nikita asta trăgea cu foc, dacă nu mă înșel. Mamă, și Owen Gun-ul, la fel mi-a plăcut și Owen Gun-ul. Da. MP40-ul ăla MOV, în perioada asta în care jucam Rebirth, MP40-ul MOV și MP40-ul ăla era un și unul gold, dacă nu mă înșel, auriu. Puteai să joci cu el tot meciul, adică nici măcar nu aveai nevoie de SMG din loadout, sincer. Chiar am un gameplay, dacă nu mă înșel, în care a făcut 38 de kill-uri decât cu SMG-ul de pe jos. Asta, săracul, își făcea setările, cred. Sly Cancelling, ăsta ta de smooth, frate. Apropo, vorbim de Sly Cancelling, știu că foarte mulți ați văzut versiunea beta, ne-am uitat la evenimentul la Code Next și multă lume se plânge că atunci când faci Sly Cancelling, pur și simplu este un delay de o secundă sau o secundă jumate, două, în care nu poți să sari și nu poți să sprintezi. Foarte mulți dintre creatorii de conținut care au fost și au jucat jocul în versiunea din august, în care a fost versiunea L Alpha, adică eu au fost și au jucat înainte de evenimentul ăsta, au jucat jocul, dar n-am putut să scriu foarte mult. A spus că nu era delay-ul ăla când făceai Sly Cancelling, adică puteai să faci să sari automat după ce făceai Sly Cancelling sau puteai să sprintezi automat. Așa că se speră că o să fie fixat. Dacă nu era, nu cred că e ceva intenționat, sincer. Cred că e cel mai probabil ori un bug, ori o să fie fixat, pentru că Sly Cancelling-ul nu are niciun sens dacă are delay-ul ăla. Adică îl faci degeaba dacă te... E ca și cum te blochezi automat după ce faci Sly Cancelling-ul, ceea ce nu e plăcut deloc. 1 2 Wow. Puntele roșii iarăși pe minimap, abia aștept să pot să profit și de punctele roșii. Chiar nu vine să cred că ne-am jucat. Cred că a fost primul Call of Duty din istoria Call of Duty în care punctele roșii nu apăreau pe radar atunci când cineva trăgea fără supresor, adică... Aveam KD 387? Wow. Da, MP40, ăsta era... Mor, doi sus la tine, acolo, Găbiță. Deci aveam 9 killer, what? Acum e foarte greu, cred, adică nu știu dacă unii va aștepta să fie ca și... m-a rupt ăsta, ești nebun. Cred că avea NZ-ul aici. Oricum, sper că multă lume nu va aștepta să fie ca și Warzone 1, pentru că nu o să fie, e clar că o să fie diferențe în gameplay și nici nu cred că vrea nimeni să facă vreo replică de Warzone 1, dar e foarte important să fie mai rapid. Multă lume zice că acum versiunea asta, care e modul MFR 3, de fapt așa trebuie să fie modul MFR 2 și sunt total de acord, adică
Să fim serioși, Modern Warfare 2 a boratat complet, sincer, cu jocul ăla. Și chiar cred că așa trebuia să fie Modern Warfare 2. N-am apucat să joc încă, dar din ce am văzut, nu e o diferență imensă. Sunt foarte multe chestii care au rămas încă din Modern Warfare 2. Dar cred că rămâi de văzut, sincer. Să vedem cum o să fie când o să fie lansată oficial. Nu. Mamă, build-ul ăsta pe Armaghera, cred că eram singurul jucător care din lume care juca cu build-ul ăsta pe Armaghera. Adică era făcut special pentru movement și pentru close range. N-ai nicio șansă să tragi cu arma asta la distanță. Oh, nu. What the fuck? Wow, bro. Da. M-ai uitat ăla pe geam, ești de bun? Ești ultimul. Cât ești ultimul? Stai rap, mă, unde era asta cu aia? PPSA și cu Hipfire, wow. Deci era o perioadă când toată lumea juca cu PPSA și ăla, jur. Era criminal, pur și simplu nu trebuia să pui țintă. Steam și Sly Cunstling. Apropo, chiar, dacă nu știați, acum în Warzone 3 și Modern Warfare 3, Steam-ul îți dă iarăși viteză. Iarăși, cel mai probabil nu o să fie așa viteză mare cum îți dă aici în jocul ăsta, dar o să ajute iarăși, o să dea viteză atunci când îți dai Steam și o să ajute și cu viața, ceea ce e bine, e bine. Se vede clar că încearcă să facă tot ceea ce am cerut noi, vor să-l facă jocul mult mai rapid și e bine, sincer, nu pot să zic că e rău, dar să sperăm că nu o să strice atunci când o să fie lansat oficial jocul, pentru că, dacă țineți minte, în Modern Warfare 2 au fost foarte multe chestii, cum au fost, spre exemplu, cum au fost audio, cum au fost bunny hop-ul, care era în versiunea beta Modern Warfare 2, iar apoi când a apărut, când s-a lansat oficial, nu mai era nici bunny hop-ul și audio era total mort în cad, adică. Wow, bro, mamă, car 98-ul. Wow, abia aștept să jucăm și cu sniperle, jur. Sniperle sunt one shot, din ce am văzut, adică sunt confirmate ca fiind one shot. Dar erau niște sniperi destul de greoaie. Sunt foarte curios dacă o să mai revină vreun sniper cum e Car 98, sincer, nu știu. Mi se pare greu, sincer, dar rămâi de văzut. Oricum, atâta timp cât sniperle sunt one shot, mie personal îmi place, nu știu, poate sunteți cărora nu vă place. Dacă e așa un echilibru, să zicem, chiar vorbisem cu Christopher, vorbisem de sniper și spunea că dacă ar fi un echilibru așa încât să nu te rupă tot cu sniperul, să ai și movement, să poți să scapi de sniper, ar fi bine, sincer. Bro, what the fuck, adică... Da, pe casa mare, wow. Jur, incredibil. Steam-ul și pe ei, direct. Da, nicio șansă, ești nebun, te miști. Bro, da, că trei în casă. Finalurile de meci pe Rebirth durau extrem de mult. Adică chiar dacă te uitai pe radar. Wow, ce l-a făcut ăștia aici, acum mai amintesc. Bro, 3 am bătut aici. Bro! Wow, mamă, frate, ești nebun. Mai bine unul. Incredibil, frate, ce rapid te mișcai. Asta, săracu. N-ai văzut, a bătut 5 în casa asta. Încă unul sus. Încă unul, 6 player am bătut în casa asta, bro. Wow! Nu știu pe loadout, exact pe loadout. Ultime. Hai de cap. Da, n-ai ce să faci. 23 de boabe deja. Stai, mă, cum am dat 30 de kill-uri? Am dat 30 de kill-uri? Mai este un team în față, o? A, probabil și-a dat revive. Mamă, 2 aici. A, easy kill aici. Da. Nice. Altceva, jur. Am dat, uite că am 25. Asta ziceam că meciurile pe final, pe Rebirth, tot timpul durau foarte mult. Adică aveai două teamuri sau un team în viață și te băteai încă 10 minute. Adică chiar dacă vedeai că la jumătatea meciului mai erau câteva teamuri și ziceai, mamă, frate, genul ăsta playerii. Nu, finalurile chiar durau foarte mult. Pisco Blasta, parcă, nu? Terminator. Toată lumea făcea slide cancel, sure. Mort, unul e îndreată tag biț în casa de jos. Unul aici. Da, acolo. Cap. What? Aha. Car 97, ții minte skin-ul ăsta Butterfly Kisses, și acum ții minte cum s-a numit. Asta am căutat blueprint-ul ăsta pe sniper. E cel mai frumos blueprint pentru Car 98. I-am bătut pe toți 3? M-a rămas 3 player, aveam 27 kill-uri. Din casă. Z2, vezi că z2. Oh, stătea pe burtă la brucică că a făcea ăla, what the fuck? Unu-i în aer, trezează acum. Acolo a trezat. Pe sus. Unul e lat. Ăla parcă face pic aici, dacă nu mă înșel. Da, tot ăla. Și mai e sus ăla, da. Da. L-am văzut. Aserit. Ok, mă duc acum. Hai că ți-l lăs. Vin înăuntru aici? Uite-l aici. Da, ia. Nice, stai de killer, let's go.